Și mă duc la ultimul rol, care e a dracu de greu. Deci că primele două ori fost mai ușor. Alea două, stai liniștit, nu, alea mai merge cu mine. Bă, da, al treilea. Pentru că există un procentaj foarte mic de oameni care îl pot face. Dacă îi să ne luăm așa după legea difuziunii, ar fi de maxim 2%. Se numesc game changer. Sunt cei care provoacă sistemul. Sunt cei care sunt foarte confortabili să fie incomozi. Sunt oamenii care nu acceptă așa-i la noi. Au urticare. Le ies bube instant pe față când aud așa-i la noi. Da? Rolul ăsta de game changer ca om de HR e unul foarte atipic la tot ce însemna HR până acum. Pentru că HR-ul până acum era yes boss. Se face. Evident. O cafea? Da? Un game changer trebuie să aibă cojones. Să stea în față cu who's the boss. Care trebuie să înțelegem who's the boss are datoria de a fi analitic. Pentru că fără mintea analitică nu s-ar învârti contoar. Că dacă am stat toți pe să fim fericiți și florcele pe câmpii, am murit de foame, ne-am hrănit cu soare. Să se uite la situație, să ia decizii pragmatice. E exact. Normal. Realism. Eu n-aș putea să fiu CEO în viața vieții lumea. Am încercat, am ieșuat în 3 luni. Nu pot, pentru că eu sunt foarte driven de conexiunea cu oamenii, de emoțional. Da, ideal. Idealul idealului e să fie toată lumea ca Ștefan de la Autonom, parcă Ștefan sau... Mariu Ștefan, da. Așa. Care are și jumătate de minte analitică și jumătate de minte emoțională. Deci este combinația perfectă. Clonați-l! Până atunci, realitatea e că ultimii 30 de ani din România ne-au creat manageri, CEO, business owner, cu o minte extrem de analitică și tranzacțională. Dar ei își completează handicapul emoțional prin noi. Ideal așa ar fi. Ideal așa ar fi. Dar ca să funcționeze ecuația asta, ar trebui să existe colaborare între aceste două părți de minte. Să asculți. Ei, și ce face game changer-ul? HR-ul ăsta care își asumă rolul de game changer este că provoacă sistemul. Dar nu într-un mod de revoltă și rebeliune. Adică nu fiți așa de agresiv cum sunt eu, că nu o să aveți rezultate. Eu îmi permit că-s consultant. Da? Și eu. Așa. În organizații, când te duci, ca și game changer, provoci gândirea, provoci mindset-ul. Dar, și ne spunea ieri în conferință tipă că a vrut să angajeze oameni 40+, dar a primit de sus clar, fără 40+. Ei, un game changer se duce și deschide discuții. Păi uite, n-angajăm oameni 40+, că am înțeles că nu facem asta, dar pentru cultura mea generală, te rog, împărate, învață-mă. Care sunt minusurile când angajăm 40+? Foarte bine. Ce se întâmplă? Care e cel mai rău lucru care o să se întâmple? Îi explorezi fricile. Îl ajut să înțeleagă că uneori sunt nefondate și bazate pe niște credințe limitative. Un game changer își scoate CEO-ul din autosuficiență. Este o muncă nu grea. Este hardcore reală toată ziua, aproape de sadomaso. Îți mulțumesc că ai spus asta.